Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Florentin, iar în clipul de astăzi o să vă arăt, mai bine zis, o să vă învăț cum să băgați bani în FIFA Mobile cu PayPal. Am văzut că domnul Chris YouTube a făcut metoda cu PaySafe și eu astfel îl voi urma făcând metoda cu PayPal, cum să băgați voi PayPal în FIFA Mobile. Da, Cristi mi-a explicat cum se face treaba asta și mulțumesc foarte mult. Dacă nu îl știți, să știți că eu v-am pus un link în descrierea acestui videoclip către ultimul său clip. Vă duceți acolo, vă uitați la clip și vă abonați în cazul în care cumva nu sunteți abonați la canalul său, pentru că face o treabă genială și îl apreciez pentru ceea ce face. Și de asemenea am primit multe indicații pozitive și de la Dragoș. O să vă las Instagramul său în descrierea acestui videoclip. Dacă aveți probleme vreodată cu băgatul de bani în FIFA Mobile, vă duceți acolo și îl întrebați, pentru că sigur o să vă răspundă ajutându-vă. Deci, rămâneți până la final, pentru că sigur va merita și dacă veți face asta, o să știți și voi cum să băgați bănuți în joc cu PayPal. Ca să nu băgați cu cardul de credit sau altceva, băgați cu PayPal sau PaySafe. Dacă doriți să băgați cu PayPal, urmăriți clipul acesta. Dacă doriți să băgați cu PaySafe, urmăriți clipul lui Cristi, chiar dacă și eu o să am în acest clip câteva secvențe și despre băgatul de bani cu PaySafe în FIFA Mobile. Deci, v-am dat câteva motive întemeiate de a urmări clipul în continuare. Haideți să intrăm pe Google să vă arăt ce trebuie mai întâi să faceți. Da, bun. Deci, noi suntem acum intrați pe Google și vom căuta în felul următor: Gift Card Eneba. Dăm căutare. Chiar dacă eu nu prea recomand site-ul ăsta Eneba, deci am pierdut jumătate de zi ca să învăț cum se face, cum se obține o cheie pe Eneba, adică un gift card, deci mai bine ați căuta alte site-uri decât Eneba, dar în fine, mergem noi pe Eneba mai întâi și mergem aici pe primul site. Haideți să intrăm, să vedem care-i treaba, imediat să-și încarcă site-ul și vedem ce trebuie să faceți voi. Bun. De ar fi în felul următor. Nu mă interesează chestia asta. Acceptăm cookie-urile astea. Bun. Voi o să mergeți aici și o să vă luați un gift card. Nu contează zona din care vă luați. Puteți să vă luați pe Europa, puteți să vă luați pe America și așa mai departe. Deci nu contează ce gift card vă luați sau ce sumă o să cheltuiți. După ce dați pe cumpăra acum, o să vă apară 4 secțiuni: să plătiți cu PayPal, să plătiți cu PaySafe, să plătiți cu cardul Visa sau să plătiți cu nu mai știu ce era acolo. Bun, voi selectați PayPal sau PaySafe, dar eu vă spun acum să selectați PayPal. După ce ați selectat asta, o să vă întrebe adresa voastră de mail și odată băgat acea adresă, o să vi se cumpere oferta, pur și simplu, cu PayPal, ok? Și o să primiți un SMS pe numărul de telefon sau pe adresa de mail ca să confirmați un cod, că voi sunteți cei care doriți să cumpărați oferta respectivă cu PayPal. Bun, după ce ați confirmat acel cod, pur și simplu vi se ia banii și vi se va da o cheie. O să dați voi confirmarea acolo, o să luați cheia respectivă, o să vi se dea un cod mai lung, puteți să copiați pur și simplu codul sau puteți să-l scrieți de mână dacă nu știți cum să-l copiați, dar scrie pur și simplu sub acel cod, scrie copiați codul, deci dați pe acel copiați codul și vi se copiază. Bun, intrăm pe Magazine Play după aceea, la metode de plată vom intra pe Magazine Play, dar înainte să facem asta, trebuie să intrăm pe FIFA Mobile să vă dau niște detalii destul de importante, deci haide să revenim la FIFA Mobile. Bun, deci voi trebuie să fiți în acel moment logat pe FIFA Mobile pe contul vostru, dar contul vostru să fie pe o adresă de mail din străinătate. Deoarece eu am încercat pe România și mi-a dat o mare eroare și de aceea a trebuit să apelez eu la Dragoș și la Cristi ca să-mi dea mai multe indicații pentru a reuși să iau acel gift card și să-l bag pe contul meu de Google. Bun. Deci contul vostru de Google trebuie să fie făcut pe o altă țară. Cum faceți chestia asta? Porniți aplicația TurboVPN pe care o instalați de pe Magazine Play, bineînțeles. Deci o porniți
Și eu vă zic să vă logați cu Germania, deci să luați adresă de Germania. Bun, v-ați logat TurboVPN pe Germania, mergeți la Google și vă creați un nou cont de Google cu aplicația TurboVPN pornită. În acel moment voi faceți, într-un fel, să vă creați o adresă de mail nouă pe Germania. Deci voi veți figura din acel moment în țara numită Germania sau puteți altă țară, dar eu am dat de exemplu Germania, că așa am făcut eu. Eu am făcut asta pentru a activa GMR-ul, pentru că după ce faceți asta, vi se activează și GMR-ul. Bun, deci să zicem că voi ați creat acea nouă adresă de mail, este foarte simplu, pe Germania, bun. Să zicem că voi aveți contul vostru pe o altă adresă de mail, cum o mutați pe adresa nouă de mail? Păi dați logout și vă selectați noua adresă de mail, pe care trebuie să o țineți bine minte, care este aceea, ca să vă conectați pe ea. Și în momentul acela vi se comută contul vostru și pe adresa respectivă. Deci, pur și simplu, copiați contul și pe o altă adresă în afară de cea pe care o foloseați voi până în momentul respectiv. Deci, în momentul acela, voi aveți contul vostru de FIFA Mobile pe adresa nouă de mail. Adresa aceea nouă de mail nu a fost niciodată în legătură cu metodele de plată. Deci, intrați cu TurboVPN-ul pornit pe Magazine Play, la noua adresă de mail, la metode de plată și introduceți codul. Va scrie acolo, valorificați codul și băgați codul acela pe care vi l-au dat cei de la Eneva. Și în felul acesta, veți primi un sold la adresa voastră de mail, cea pe care ați creat-o nouă. Și cu acel sold o să cumpărați voi oferte de pe shop, cum ar fi să cumpărați Star Pass-ul și așa mai departe. Eu acum fiind conectat la contul de FIFA pe adresă de Germania, mi apar ofertele în euro pentru că aceea este moneda Germaniei și puteți să cumpărați orice ofertă, dați pe ofertă și automat vi se cumpără, pentru că voi deja aveți acolo un sold în Google și vi se ia automat din acel sold, deci aveți grijă pe ce ofertă dați click, că puteți să o cumpărați din greșeală chiar dacă nu vă doriți. Cam asta este ceea ce trebuie voi să faceți. Eu sper că am explicat destul de bine și ați înțeles. Dacă nu ați înțeles și aveți și întâmpinați și alte dificultăți, contactați-l pe Dragoș în privat pe Instagram, pentru că sigur o să vă ajute el. După ce ați făcut chestiile astea, nu numai că puteți să băgați bani în FIFA Mobile cu PayPal sau cu PaySafe, dar vi se activează și GMR-ul. Dacă nu ați avut până acum activat GMR-ul, nici sezonul trecut, nici sezonul ăsta, să știți că sezonul ăsta cam așa arată. Doar putem să explorăm evenimentul GMR, pentru că pentru a și juca la eveniment trebuie să fim conectați pur și simplu la GMR cu FIFA Mobile, adică să cumpărăm Adidas-ul și să primim acel cod sau ce primim, habar n-am. Oricum, ăsta e GMR-ul dacă vă interesa. Bun. Și acum eu sper că ați înțeles ce am avut eu de zis în clipul acesta și dacă v-a fost de folos și v-a ajutat, dați un like ca să știu și eu, distribuiți-l prietenilor voștri pentru că sigur și ei vor avea nevoie de acest clip pentru a activa GMR-ul sau pentru a băga bani în FIFA Mobile, nu cu cardul, ci cu un card virtual, adică PayPal, PaySafe. Cam asta e șmecheria. Deci dacă doriți să rupeți PayPal-ul sau PaySafe-ul în acest joc de nimic, băgați tare, că se poate și așa. Dacă încă nu știați cum puteți băga bani într-un joc cu PayPal sau PaySafe sau cu orice altceva în afară de card, acum ați aflat și nu numai atât, ați aflat și că aplicația TurboVPN vă activează GMR-ul și toate reclamele de pe acest joc. Deci puteți să vă uitați la orice reclamă cu aplicația TurboVPN pornită, fără stres, puteți să vă uitați la orice reclamă. Cam asta am avut eu de zis în clipul acesta. Ne vedem cu bine la următorul clip, care va fi destul de curând. Până atunci, toate cele bune, aveți grijă de voi, la revedere!